Dragi elevi, anul școlar a luat sfârșit și de mâine voi cu toții sunteți în vacanță. Vă felicit! Slavă Domnului, în sfârșit cap de boi! Ura! În sfârșit! Petreceri, petreceri și încă o dată petreceri! Da, Ira? S-a terminat cu temele, evaluările și proiectele! În sfârșit să vină libertatea! Nu vă bucurați prea repede! Eu am crezut totul a spus! Nu uitați că voi sunteți clasa noua! Sunteți clasa absolventă și anul acesta aveți examene! 3. La matematică, română și istorie! Ei! S-a dus dispoziția! Ei, pe bune! Gata, mi-a stricat toată starea! Mai nu asta! Așa, ia liniște! De ce toreac? Vă rog frumos, măcar anunci mă zi! Eu vă rog frumos! Să aveți o atitudine cât se poate de serioasă! Asta nu jocuriță! Asta se examene! Și notele se pun în atestat! Așa că vă rog frumos, luați seama! Luați și o pregătiți! Apropo, până la primul examen, mai aveți o săptămână. Mă scuzați, dar noi primul examen îl avem la matematică, da? Da, Ira, foarte corect. Primul examen îl aveți la matematică. Ei, chiar ca perfect! Primul examen încă este și cel mai greu, la matematică. Nu puteau să-l pună ultimul. Ce înseamnă asta? Bătaie de joc. Da, văd că sunteți foarte atenți la ce vă zic eu aici. Bine atunci. Toată informația necesară o voi scrie în grupul părinților. Cu voi n-am ce vorbi. Sunteți liberi, puteți vă duci acasă. La revedere și vacanță plăcută. A, fix, mulțumim mult. Vacanță plăcută cu 3 examene. Ce înseamnă asta? Suntem niște fraieri și niște ghinioniști. Am rămas fără vacanță normală. Dar nici nu mai spune. Se primește că avem vacanță pierdută. Minus vacanță normală, perfect. Ai, va trebui zi și noapte să ne pregătim de examen. Mă văd deja cu teste, probleme, exerciții. Voi sta numai cu cartea în mână. Ce? A, fix chiar acum. N-am eu de gând să pierd vacanța pe cărți, caiete, învățare, repetare. Mi-a ajuns, un an întreg am învățat. Ajunge, gata, eu vreau să mă odihnesc. Mie oricum e tot pe aceste examene. N-am eu de gând să stau să învăț, să repet. Ce? Foarte amuzant, Bianca. Eu sper că tu glumești, da? Nu, care glume? Eu vorbesc foarte serios. Eu am așteptat vacanța asta. Câte? 9 luni. Eu mai repede vreau să ne odihnim. Așa că hai, vină mâine la mine acasă și vom face petrecere în pijamale cum ne place nouă. Ce? Bianca, tu serios? Care petrecere în pijamale? Noi avem examen peste o săptămână. Ha! Și ce? Mare treabă! Examen de clasa a noua! Vai de mine, câtă zarvă! Zici că dăm Cambridge-ul sau TOEFL-ul! Toți l-au dat și noi îl vom da! Iată, o să vezi! Aha, da, fix așa! Ai, examenul este la matematică! Tu măcar te gândești! Noi nici o pleașă nu știm la matematică! Cum ai de gând să-l scrii? Treaba mea! E examenul meu și eu îl voi scrie! Așa că te rog, nu-ți fă griji pentru mine! Eu cu siguranță o să scriu foarte bine! Fără să învăț, fără să repet, fără să-mi bat capul! Tu dacă nu vrei să te distrezi, așa și spune! Dar nu mai inventa aici scuze! Eu am vacanță și eu mă voi distra! Tu fă ce vrei! Of, bine, fă ce vrei! Oricum nu are rost să ne certăm acum! Tu oricum vei face cum vrei tu! Te cunosc prea bine! Numai că pe urmă te rog să nu stai să te plângi că ai primit o notă mică la examen! Sau poate că nu l-ai trecut deloc! Eu? Să mă plâng? Niciodată! Ah, Bianca, Bianca! Chiar dacă este prietena mea cea mai bună, are un caracter oribil! Este prea orgolioasă! Tu dacă te răzgândești? Sună-mă! Eu oricum de astăzi sunt liberă, am vacanță! Așa că faza cu petrecerea în pijamale încă este actuală. Mai ai puțin timp să te gândești. Haide, Ira, nu fi proastă și nu-ți mai bate capul cu aceste examene. Zici că e sfârșitul lumii. Te-am pupat! Ai...
Corina? Interesant, ce vrea? Alo? Alo, salut Ira, ce faci? Da, uite, mă pregătesc pentru examen. Învăț, învăț și iar învăț. Cam toți facem asta acum, nu-i așa? Toți, da? Eu, dacă sincer, nu prea. Nici nu m-am atins de carte, dacă sincer, Ira. Nu știu, n-am eu chef de învățat. Dar tu mai ai mult? Când termini, poate puțin vrei să te odihnești? Asta cum? Ce ai în vedere? Corina, te rog, fii directă și spune-mi ce vrei. Eu doar te cunosc. Ce s-a întâmplat iar? Ah, bine! Într-adevăr mă știi prea bine. Ai, Ira, eu vreau să fac petrecere și te invit și pe tine. Părinții mei au plecat pe 2 zile. Casa e liberă. Eu vreau să mă folosesc de moment și fac super mega petrecere. Oricum, avem și motiv. S-a început vacanța de vară. Hai, vino, eu te aștept. Oho, a doua petrecere luna asta? Riscant, riscant. Da, 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 știu, știu, știu. Dar cine nu riscă, ce? Corect, nu bea șampanie. Deci eu mereu sunt gata să risc. Mai ales pentru tine, așa că hai, vii sau nu? Corina, iartă-mă, te rog. Sincer, îmi pare rău, eu chiar aș vrea să vin, dar înțelegi tu, avem examene curând și primul e la matematică. Ai, clar. Știu deja ce vrei să zici. Te știu și eu destul de bine. Eu făceam petrecerea asta numai pentru tine, practic. Așa speram să vii. Tu nu vei veni, da? Iartă-mă, dar nu voi putea veni. Într-adevăr trebuie să mă pregătesc. Chiar mi-este frică. Așa că nu voi putea. Ai, clar. Nici nu mai am dispoziție să fac această petrecere. Eu vroiam să mă distrez cu tine. Păcat că nu vei putea veni. Înțeleg că te pregătești, înveți. Oricum, eu aș vrea să vii la petrecerea mea. Dar bine, dacă nu poți, în fine, asta este. Numai nu te supăra, te rog eu mult. Promit, cum se termină toate examenele, cum voi veni la orice petrecere pe care o organizez. Promit, promit, numai nu te supăra. Bine, te-am pupat. Și la ce mă așteptam? Ira, la nicio petrecere de-a mea nu vine. Și acum învățatul ăsta ei m-a săturat deja. Permanent învață cât se poate. Eu atât de petrecere am făcut și la niciuna nu a fost prezentă. Încă prietena se numește. Eu pentru ea mă stăru, eu cu ea vreau să mă destriez. De sus un pic Bianca. Ea precis poate. Ea mereu vine la petrecerile mele. Dar-i mor. O, Corinuș mă sună. Interesant. Alo? Și faci, Corinuș? Salut, salut, Biencuța! Păi ce fac? Uite, te-am sunat ca să te întreb dacă vrei să vii la petrecerea mea? La petrecere! Super, Corinuș! Super! Ce petrecere? Unde? Când? Cu cine? Oh, mai încet! Biencuța, știu că mereu ești interesată de petreceri. Deci ascultă, părinții mei au plecat pe 2 zile. Casa este liberă! Sunt singura în casă! Ar zis să mă folosesc de moment și să fac super mega petrecere. Ce zici? Vii? Perfect, perfect, super. Bravo că ai sunat, Corinuș. Eu e ca stau acasă și n-am și faci. Și n-am cu șinie și îți dai seama. Bine că ai sunat și ai spus de petrecere. În sfârșit, măcar să zâmb că sunt vacanță. Deci să înțeleg că tu vii, da? Doamne, după glas aud că ești încântată. Atât de tare mă bucur. Recent am stat-o pe Ira și ea iarăși nu a vrut să vină. Îți dai seama? Ea iarăși învață. Nu cât se poate. La nicio petrecere de-a mea nu vine. Dar lasă tu pe Ira. Și nu era clar că e nu-ți fii de acord să meargă nicăieri? E doar deodată. O spus că gata. Ea se pregătește de examenii. Ea doar la noi dreaptă, corectă. Ea mereu învață. Ea ca lasă să stea și să învieță pentru examenele astea ea. Dar noi astea distrăm ca niște oameni normali, ca niște adolescenți adecvați. Da, 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 ea de fix așa. Ce de perfect, e așa ideală. Eu nu știu ce a apucat-o, dar de la un timp s-a schimbat atât de mult. Acum învață, se stăruie, zici că Doamne ferește, e chei de biserică. Zici că e copil de Dumnezeu. Așa nu-mi place, înainte era mult mai veselă și mai ok. Dar acum, parcă e o tocilară, nu știu în ce se transformă, dar nu-mi place deloc. Prea perfectă pare, prea ideală vrea să fie. Da, 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 foarte corect. Și când n-am să dăm examenele, dacă n-am să învățăm o grămadă a lumii, nu am învățat nici o pleașă din 9 ani de zile și-au dat examenele la perfecție. Noi și n-am să putem fix așa?
Oh, bun, eu mă îmbrac, mă chitesc și așteaptă-mă. În 10 minute la tine, te-am pupat, Corenuș. Te aștept! Iată asta, da, prietene, biencuța, mereu e gata să vină la orice petrecere de-a mea. Iată asta, eu înțeleg, prietenie adevărată. Dar nu Ira, permanent este ocupată, are ceva, are scuze. Sincer, nu mai vreau să prietenesc cu ea. Ea niciodată nu este gata să vină la petrecerile mele. Și pentru ce să mai prietenesc cu ea? Mai bine prietenesc cu biencuța, cu ea măcar este vesel.